Hei, salut! Astăzi jucăm o nouă partidă de coloniști din Catan. Sper să câștig și eu de data asta, data trecută ne-am reușit, poate de data asta merge mai bine. Adică am șanse una din trei să câștig, cât de greu poate să fie, trebuie să câștig la un moment dat. Dar mai important decât să câștigi este să joci bine, așa că hai să ne uităm puțin la tablă și să vedem ce avem aici, cu ce putem să jucăm. Deci, primul lucru la care trebuie să ne uităm e loot-ul, care este o grămadă, loot, cărămidă, nici nu știu exact cum trebuie să zic, dar este o grămadă de ăsta, avem și 6 și 8 și 9, deci asta nu e problemă. Lemn, e destul de mult lemn, e concentrat aici în 6, ăsta 9, 10, 4, e destul de bine distribuit și lemnul. Ce nu este? Fân nu este. Fân nu este absolut deloc. 2, 3, 12, e aproape deloc. Ar putea la fel de bine să nici nu fie. Pe urmă ai piatră mediu și oaie și ea ok. Adică este din toate, sunt din toate, dar mai puțin fân. Fân nu este. Și dar având asta în vedere, trebuie să ne concentrăm pe drumuri, cred. Sau să capturăm una dintre sursele de fân de vreme, cum ar fi acest 8-4-3 de aici. Aș fi vrut să pun aici 8-4-10, dar parcă voiam și fânul ăsta de acolo. Dacă pun aici, aș putea să-mi iau un lemn de pe aici. Adică el probabil că o să pună acolo sau acolo următorul jucător. Cine e următorul? Este roșu. Deci roșu probabil va avea niște loot de aici și lemn va avea, poate va lua ceva de acolo. Da, hai să facem așa. Am să pun aici. Și am să mă îndrept spre acest fân. Dacă iau portul la fân ăsta, chiar nu mă va ajuta deloc pentru că e puțin. Pe urmă, următorul o să-l pun undeva pe la 6 de ăsta să vedem ce mai îmi lasă adversarul disponibil. Ok, a pus acolo pe loot, cum am preconizat, și acum să vedem unde va pune al doilea. Probabil că va pune pe 6, nu, pe 8, 4, 3. Super. Lăsându-mi acest 6, 3, 11, ceea ce mă pune într-o postură bunicică. Și drumul am să-l fac fie spre 4, spre mai mult lemn, spre portul de lemn, dar cred că mă va întrece roșu la portul de lemn, așa că mai bine încerc să mă duc spre niște piatră, singura resursă care a mai rămas, pe care nu o am deja. Și albastru pune aici pe 5, 8, 10, chiar lăsându-mi un loc deschis aici să vin cu o localitate. Lucrurile arată bine, să vedem cum vor merge și zarurile. Singura problemă este că o să fie greu cu fânul decât dacă se rulează mulți de 3, dar asta este puțin probabil. Dar nu știu niciodată. Am dat 7, trebuie să fur de la cineva. Hai să vedem cine are ce, ăsta s-a pus acolo. Cam să pun aici pe amândoi și am să fur de la roșu care are mai multe cărți. Am mai primit o oaie. Nu mă ajută neapărat oaia asta, dar nimic, e bun acolo, cui nu-i place o oaie. Am tras și un loot, super. Acum e rândul lui Peace. Acum e rândul meu, am dat un 5, foarte frumos. A, nu e foarte frumos că n-aveam nimic la 5, dar o să mă duc aici, spre piatră. Și acum îmi trebuie un lemn și loot, ceea ce ar trebui să primesc destul de curând, lemn și loot. Și dacă prind și poziția asta de aici, jocul chiar va arăta destul de promițător. Dar momentan tot pică 5-ul ăsta. Deci eu am 4, 8, 10, 6, 3, 11. Am 8 și 6, dar nu am 5 și 9. Alea 8 și 6 sunt cele mai mari, 5 și 9 sunt următoarele de care trebuie să ții cont. 4 și 10 pe astea două le-am, pe urmă 3 și 11 sunt mai puțin importante. Fur iarăși, hai să vedem de la cine furăm de data asta. Albastru are mai multe puncte, dar roșu a făcut deja un drum. Nu sunt sigur cum aș pune, dacă am unde să pun la amândoi, nu prea am. Data trecută am luat de la roșu, voi lua de la albastru de data asta. Așa mi se pare cinstit. Am tras o piatră care nu mă ajută deloc. Aș putea să iau o carte de dezvoltare, dar nu vreau să-mi consum fânul aiurea pentru că nu cred că voi mai primi altul. Trebuie să trag de fân. Trag cu dinții de fân. Și acum cineva a dat 7 și dacă fură de la mine, sper să nu-mi fure fânul, că asta ar fi foarte... M-ar da înapoi mult timp și a furat de la mine și a luat piatra înapoi. Bine, cinstit. Bă, ce e cinstit, e cinstit. A, ba nu, a luat piatra de la... Eu am luat o piatră de la albastru și roșu a luat piatra de la albastru de la mine și practic am fost un Robin Hood intermediar, cum ar veni. Și 6, super. Avem suficiente resurse să facem încă o așezare aici. Pac, și acum avem acces și la piatră și dacă pică un 3, o să avem 2 fâni. Așa că hai cu 3 ăla. 3 este un zar destul de rar, nu sunt șanse mari să pice, după cum vedeți are doar 2 punctulețe, adică sunt doar 2 combinații de zaruri care fac 3, adică 2 cu 1 și 1 cu 2. Pe deosebire de 8, care are o grămadă de moduri de a, are câte 5 moduri de a forma zarul. Ăsta dă un lemn pe un loot, nu am niciuna dintre ele, nu mă interesează. Dar nu-ți dau loot, îmi pare rău. Nu am, tocmai m-a blocat cineva la loot și acum ăsta îmi cere loot. Lasă-mă în pace. Mai bine că am prins așezarea, dar trebuie să ne gândim ce facem în continuare de acum încolo. Încă un zar pe care nu l-am. Pentru că nu am foarte multe opțiuni. Loot-ul mi-este blocat. A, și-am dat un 3, ce drăguț. Bătaia pe fân. Chestia e că 3 e zar de fân. Când se dă 3, trage toată lumea. Toată lumea trage fân când se dă 3. Deci nu este în avantajul meu dacă se dă 3, deși eu trag 2, deci poate este în avantajul meu. Uite, ăștia trag o grămadă de piatră și mie nu-mi vine nimic. Am să schimb 5 oi pe o piatră și am să trag o carte de dezvoltare ca să, dacă trag un soldat, să îndepărtez
îndepărtez acest soldat de pe lutul meu, că îmi stă în coaste acolo pe cea mai importantă resursă. A fost primul cu 3 puncte, dar ăștia deja încep să se extindă, are fiecare 3 puncte plus un drum, are roșu un drum în plus față de mine și o carte de dezvoltare, asta de aici. Și trage iarăși de la mine. Urât albastru să tragă de la mine, ia de să-l furăm și noi pe el, să tragem de la el. Că oricum roșu are o carte de dezvoltare și nu vrem să ne atace înapoi pe noi la următoarea rundă. Am mai dat un 6. Hai să vedem unde ne ducem. Putem să facem un drum în ce direcție vrem să mergem. Nu vreau să merg aici pentru că este posibil să mă ajungă din urmă, plus că nu-mi trebuie neapărat acest 4, această oaie. Ce mi-ar trebui este un port. Portul ăsta ar fi destul de drăguț. Hai să vedem ce alte porturi ar mai fi bune. Fânul ăsta nu e bun, un port aici nu e cine știe ce. Cred că cel mai degrabă ăsta, da. Și mai prind și un 12 la fân care pică foarte rar, dar cine știe. Îndreptăm în direcția aia și avem și o poziționare bună să încercăm cel mai lung drum. Încă nu știu exact în ce direcție o să mergem cu drumul, cu cărți de dezvoltare. Avem o carte de dezvoltare, dar pentru că nu avem prea mult fân, e greu să mergi pe cărți de dezvoltare și nici piatră și n-am foarte multă. Să dă două pietre pe un lut. În mod normal ți-aș da, dar nu-ți da. E un schimb bun, doar că îmi trebuie lutul și două pietre, n-am ce să fac cu ele decât dacă pică un 3, dar nu cred că o să pice un 3 acum, care ar fi șansele. Picat un 9. Vezi, mai schimb, pot să mai fac un drum către portul de 3 la 1 și încă un pas mai aproape de cel mai lung drum. Asta s-ar putea să fie un exemplu clasic de strategie de mijloc, dacă funcționează. Nu este nici, nu te concentrezi pe drumuri și așezări, dar nici pe cărți de dezvoltare și orașe prea mult, ci pe ambele. Câte puțin din ambele și vezi la care ajungi primă. Ideal, vom face și cel mai lung drum și cea mai mare armată, dacă e să câștigăm. Dar albastru tocmai a făcut un punct, lumea înainte, are și port pe lut, chiar aici, ceea ce este foarte periculos, și un oraș pe lut e destul de nasol, măcar mi-a mai picat și mie o piatră, dar din nou e mare foame de fân. Și cel mai avantajat acum este albastru, care nici el nu stă mai bine cu fânul, dar are port, poate să schimbe lutul oricând. Pică 6. Oaie pe un fân. Păi nu este fân, mă. Tocmai spuneam că nu este fân. Sau grâu, cum îi spune? Eu îi zic fân. Scuze dacă nu sunteți obișnuiți sau nu, așa îi spuneți voi. Eu îi zic fân, lut, lemn și oaie. Și piatră. Munte, presupun, sau mină de rocă, nu știu. Așa le-am zis că n-am jucat prima oară, așa a rămas. Mai picat un 10, am mai picat o piatră, drăguț, dar din nou nu am fân și nimeni nu cred că are fân. Am să schimb 4 lemne pe un fân. E un cost mare, dar nu prea îmi doresc, că aveam peste 7 și dacă pica 7 oricum trebuia să le dau jos, așa mai bine măcar am un fân aici. Și încă un 7. Sper că de data asta nu mai fur de la mine, pentru că albastru are 4 puncte și port pe lut. Te rog frumos, blochează-l pe albastru la 6. Să rămână. Și 4 și-a făcut al doilea punct, acum eu sunt pe ultimul loc, dar dacă ar pica acum un 6 sau un 10, aș putea să fac și un oraș și 7. 7, dar... ce să fac? O să pun aici să fur de la amândoi, dar am să iau de la albastru și am mai tras o piatră. Ce ar fi dacă aș da o piatră pe un lemn? Vrea cineva o piatră pe un lemn? Nu vrea nimeni. Două pietre? Nu, nici nu pot să dau două pietre pe un lemn. Asta e o situație foarte dubioasă, că nu o să-mi dea nimeni fân. Nu pot să fac nimic cu piatra, aș putea să schimb 4 pietre pe un lemn, dar... Ah, Doamne, ce irosire, 4 pietre pe un lemn, dar n-am de ales, că altfel o să le pierd, așa că am să fac switch-ul ăsta. Și mi-a luat atât de mult să adun pietrele alea, dar nu e nimic, trebuie neapărat să fac o așezare aia pe port. Suntem iarăși la egalitate, 4 puncte, 5-ul ăla m-a omorât, de câte ori a venit 5-ul? 5-ul a venit destul de multe ori, de 6 ori. 7-le a venit de multe ori, 5-ul a venit de multe ori. 6-8. E o distribuție destul de echidistantă, mi se pare. N-a picat niciun număr excesiv de mult care nu trebuia să pice statistic. 2. A picat și un 2. În sfârșit cu un fân și preferat un 12. Dar băieții ăștia tot trag cărți, mie nu-mi intră nimic. De un 8, asta nu e rău. Am mai tras un lut. Am 3 luți, dar nu mai ajută. Ce să fac eu mai departe de aici? Am 4 puncte, pot să mai fac încă o așezare pentru 5. Asta ar trebui, cred, să mă concentrez, să mai fac încă o așezare undeva, să încerc să iau drumul și să încerc să iau și cea mai mare armată. Asta cred că e cea mai bună variantă pentru mine, mai ales că nu e așa mare concurență pe armată, ăștia abia acum a început și ăsta să tragă, eu am deja un soldat în avans. Un 11, foarte drăguț 11-le, credeam că pot să construiesc un oraș în cazul ăsta, dar nu pot, așa că am să schimb să iau 2 fâni la bancă și o să trag 2 cărți de dezvoltare. Așa, am luat și un punct de victorie, asta este minunat, pentru că practic acum dacă mai fac un drum, o așezare și mai trag un soldat, am câștigat destul de repede, dar hai să vedem dacă voi reuși. A luat ăsta cel mai lung drum momentan, dar el are mai puține drumuri posibile pe care poate să le facă, eu am mai mult spațiu să mă întind aici. Albastru se bagă și el la drumuri, a vrut să-mi taie mie calea să se ducă, da, înțeleg, e cinstit să se ducă la 8, este o poziție bună, ambii jucători devin tot mai periculoși, dar hai să sperăm că
încă se poate face ceva. 6, e un zar bun. Am să fac drumuri în direcția asta, nu prea contează în ce direcție fac drumurile. Ideea este să iau cel mai lung drum. Va fi greu pentru că ăștia au și ei și lut și lemn. Mai dat și 7, acum cine a dat albastru, a dat 7, să vedem de la cine fură. Practic eu am mai puține puncte, dar am potențialul să fur drumul și să-l depășesc pe roșu. Eu sunt mai periculos teoretic. Dar a furat de la roșu. Era o decizie dificilă, nu zic că trebuia să fure de la mine sau era greu să-ți dai seama. Nu-mi trebuie lemn, așa că n-am să mirosesc soldatul acum, că nu țin neapărat dacă pică 10 să mai îmi dea încă un lemn. În schimb, aș vrea foarte mult niște loot și roșu troc mai atras niște loot. Așa, ia, hai să mergem noi aici. Să luăm de la roșu, poate avem noroc, da. Mai facem încă un drum. Și acum avem noi cel mai lung drum. Foarte aproape și cea mai mare armată. E totul atât de precar. Și un punct de victorie. Suntem foarte aproape de victorie. Dacă doar am putea să câștigăm în 2-3 ture, dacă ar pica ce ne trebuie. Șansele sunt mici, dar nu e rău. Adică dacă ar pica un 3 în următoarea tură, aproape că ar garanta victoria. Dacă pica acum un 3, e aproape garantat că o să câștigăm. Hai 3. Nu. 9. Ce suport eu mai puțin? Fix asta a picat 9. Și n-am ce să fac aici, nu mai fac un drum. Mai fac un drum? Hai să mai facem un drum, de ce nu? Că așezarea aia nu este urgentă, poate reușim să-l blocăm pe ăsta aici. Că și albastru a început să se bată pentru cel mai lung drum. Roșu sigur o să tragă de la mine acum, pentru că tocmai am furat drumul și am furat loot-ul de la el, deci probabil e supărat pe mine. Chiar dacă albastru este probabil mai periculos decât mine în momentul ăsta, îl înțeleg și eu stau binișor și tocmai l-am răcăit, deci e firesc. 5, aoleu, cu 5 și cu 9, de câte ori mai picați? N-am ce să mă plâng, au picat destul de normal. 7, hai să vedem, furăm de data asta de la albastru, care este foarte periculos. Am mai tras un lemn, nu mă ajută cu nimic, dar hai să continuăm. Bine că ăștia n-au tras cărți de dezvoltare, altele. 6, încă un lemn. Hai cu 3-ul. Un 3 vreau și eu, dacă mi-ar pica un 3. Bine, dacă ar pica 3, cu toții s-ar îmbogăți în fân. Mai ales albastru. Uite cât fân are albastru pe 3. Deci dacă pică 3, ăsta s-a scos. Mai are și port la fân aici. Că vorbi de lup. Adică pe mine mă ajută, dar acum e rândul lui. N-a luat nimic, asta este foarte bine. Hai să vedem, fingers crossed. 11, ideal. Deci o carte de dezvoltare. Ne dă un soldat, perfect. Asta este tot ce ne trebuie. Restul le păstrăm. Hai să vedem dacă nu cumva ne face cineva un schimb absolut absurd. Dacă este cineva atât de stupid cât să schimbe cu noi. Vom câștiga acum. Ia, dau 2 oi și o piatră pe lemn, nu-mi dă nimeni. Ok, eu am încercat-o, cine știe. Dacă avem noroc tura viitoare, hai, ne trebuie doar un loot, un 8. 8! Trebuie doar să pice un 8. Dacă pică un 8, am câștigat. Asta vrea să facă un trade acum cu mine, dar este dubios, pentru că eu am nevoie de loot-ul ăsta, dar dacă îi dau loot-ul o să-mi ia drumul și cine știe ce o să fac, așa că nu pic pentru capcana ta. Emi282, asta sună ca român sau asta sună ca român, pare să fie avatar de fată. Nu știu niciodată cu avatar. Eu sunt destul de sincer cu avatarele, vezi, ăla mi se pare că se avere cu bine. 5... 5, urăsc 5, practic orice pica îmi era ok, numai nu 5. Ăsta nu vede pericolul, nu-mi fură drumul. Este fix ce ar trebui să facă, este să-mi fure drumul în acest moment și acum hai. Sunt atâtea zaruri care mă ajută, dă-mi un 6, dă-mi un 4, dă-mi un 8, dă-mi un orice. Yes! Cred că asta a fost tot, dragi prieteni, da. Cred că acum dacă schimb la bancă 3 oi cu un loot, hai să nu mă grăbesc să fac vreo greșeală. Pun o așezare chiar aici, fac 8 puncte, joc ultimul soldat, iau cea mai mare armată și am câștigat jocul. Hei, ce drăguț! Vezi, v-am zis eu că știu să joc cât de cât. Mi-era ciudă puțin că l-am pierdut pe ultimul, că ziceam, nu știu, poate erau dezamăgiți oamenii că m-au urmărit până la final și nici măcar n-am câștigat, dar na, ăsta este jocul, trebuie să vezi și când pierzi și când câștigi, presupun, nu știu, că nici nu știu dacă există cineva care mai joacă coloriștii din Catan pe net. Dar oricum, mulțumesc că vă uitați, am văzut comentarii că ați vrea să mai postez de astea, am mai postat, vedem cum merge, iar noi ne vedem data viitoare cu altă activitate, alt joc, alt test sau altă nebunie ce mai îmi trece mie prin cap. Pa, pa.